Suntem foarte bucuroși pentru faptul că ați dat curs invitației noastre. We are very delighted to see you here today. O să încerc într-o perioadă foarte scurtă să vă prezint comuna noastră, Poiana Câmpina. I'll try to very briefly to tell you some things about Poiana Câmpina. Atât o mică parte din istoria ei. Some small parts of its history. Cât și felul cum s-a dezvoltat până momentul de față. And also its development till today. Dar cel mai important. But the fact that is very important. Ceea ce se poate face în această localitate. The things that we can do today. Atât din partea localității, atât din partea Consiliului Local și a Primăriei, împreună cu investitorii care sunt în momentul de față și aici prezenți. We want to do some things between our local administration and you partners that are here today. Și bineînțeles cu dumneavoastră și cu investitorii pe care noi îi așteptăm cu mare drag. Deasupra acestei falii se află o pungă de saramură. On this un lac subteran. Deasupra? Deasupra falii de sare. On this salt we have underground lake. Da. Like underground. De unde sunt și izvoarele de apă sărată? And this we have salty mineral springs. Izvoare care alimentează spitalul San Confin. These springs are being harvested by San Confin. Izvor care are aproximativ 326 de grame de sare, dacă nu mă înșel, the pe litru de apă. Very salt. It has 326 grams of salt per liter. La fel de important. Also very important. Iodul care iese prin care iese în atmosferă filtrat de pământ, în contact cu atmosfera, purifică aerul din Poiana Câmpina. We have a very clean air. That if I am small community like today. Și este surprins să vadă într-o comunitate mică, așa cum este astăzi aici. That people has a big heart because what you prefer for us. Oamenii au o inimă mare și au pregătit pentru noi atât de multe lucruri. It was so beautiful and I will remember it all my life. Și vă asigură că atât este atât de impresionat încât își va aminti toată viața despre această întâlnire. It is a big advantage of your people here in Romania that you have a very good relation for family and for young people. Este un mare privilegiu pentru România că aici la dumneavoastră acordați o asemenea atenție familiei și tineretului copiilor. And the second one, if you are living in a small community, it's necessary to help each other. Și desigur că trăind într-o comunitate mică, este esențial să vă ajutați unul pe altul. I agree 100% with my colleague, His Excellency Milan, for his comments regarding Romania. Este cu totul de acord cu comentariile făcute de domnul Milan în legătură cu România. I agreed with him. Actually, he has his comment regarding the previous visit to Romania as a diplomat before his assignment. But I started my assignment last August 2017. Am ascultat și despre ce a vorbit despre lui în cazul diplomat în România. Domnul Dr. Arman a început cariera la activitatea la postul din România în august 2017. The first time to come to Romania for 40 years ago. Dar a venit pentru prima dată în țara noastră acum 40 de ani. At that time I wasn't a diplomat. La data aceea nu era diplomat. I was a student in the university and my dad was working at the same position of mine now as the head of the economic and the commercial office of Egypt in Bucharest. La vremea respectivă, dumnealui era student la universitate
iar tatăl dumnealui ocupa funcția pe care o are dumnealui astăzi de șef al misiunii diplomatice a Egiptului în România. It was in 1979. So we started as a family to love Romania. Și ca familie, încă de atunci au început să iubească foarte mult România. Romania, we have already good relationship with Romania for a long time. Relațiile Egiptului cu România au deja o vechime mare. In the economic and the commercial aspects of relations between both countries, we have already started 110 years ago. Relațiile comerciale între două țări, între cele două țări, au început acum 110 ani. Există niște fonduri așa numite de coeziune pe care Elveția le-a acordat României ca urmare a faptului că statul elvețian are un acord foarte cuprinzător cu Uniunea Europeană, cu Bruxelles, în care se bucură de o serie de facilități fiscale și vamale și în acest context trebuie să participe, să cofinanțeze ca și cu fonduri nerambursabile. În cadrul acestui program, ceea ce pot să vă spun este că pe exercițiul financiar actual fondurile s-au epuizat, dar noul exercițiu financiar va fi aprobat în 2019 pentru exercițiu fiscal de 7 ani următor. Vreau să vă spun doar să vă ajute Dumnezeu să rămâneți uniți, mai ales în momentele actuale pe care le trăim în anul centenarului. Și aveți un primar extraordinar, de fapt aveți un ambasador. Modul în care vorbește, modul în care prezintă lucrurile, umblând încă o dată la factorul uman, că de acolo pleacă toate, eu cred că o să asigure, să spunem, creșterea inclusiv economică a localității. Mi-au plăcut foarte mult. Eu am 4 copii și acum vă vorbesc chiar un pic și cu emoție ca tată. Vedeți, lăudându-vă, prezentând aceste programe pentru copii, chiar poate atrageți și părinți ca mine, nu doar neapărat să investească și să-și stabilească existența aici, dar sunt lucruri foarte importante pe care le faceți pentru copii, pentru familii și nu puține localități, nu puține, nu multe orașe fac așa ceva. Și cred că la nivelul nostru, al primarilor, cred că ar trebui să promovați mai mult lucrurile astea. Eu cu ce aș putea să ajut? Aș putea să ajut cu Adriana prin programul City Diplomacy, despre care o să vă prezentăm, să spunem, un concept. Aș putea chiar să fac ce am făcut și la București, la școlile și liceele copiilor mei, că de la 20 de ani în jos până la 7 ani, am orice vreți, fete, băieți. Și am fost invitat de diriginți, de profesori sau directori de școli să le vorbesc copiilor despre ce înseamnă cariere pe diverse domenii de activitate, pentru că prin prisma meseriei întâlnesc foarte mulți oameni și din România și străinătate și pe diverse. Și cred că pentru copii, chiar dacă sunt mici, să înțeleagă de la începutul vieților ce înseamnă antreprenoriatul, ce înseamnă fiecare meserie în parte și poate să atrag mai mulți colegi de la București și să venim să le deschidem perspective, o facem cu dragă inimă.